Noi avem un principiu de familie, optimiști și maximaliști. Noi am hotărât să producem produsul ăsta foarte bun, prună în ciocolată, care ne aduce plus valoare și ne duce faima departe de hotarele țării. La moment, noi producem 400 de kilograme de fructe în ciocolată pe zi. În prezent, noi folosim doar 20% din capacitățile noastre și am dori să găsim parteneri de încredere, să cucerim piață noi și în așa mod să ne dezvoltăm la maximum, aducând zâmbete pe fețe noi. Sunt câteva rețele cu care noi, din diferite motive, nu am încheiat contractul și cu care dorim mult să colaborăm. Metro Cash & Carry sărbătorește anul acesta 15 ani de parteneriat cu succes pe piața din Republica Moldova. Peste 50% din articolele pe care le vindem la Metro sunt livrate de către furnizorii și producătorii autohtoni și dorim ca acestea să apară tot mai multe la rafturile noastre. Pentru a avea o performanță bună, partenerii noștri trebuie să atragă atenția la trei aspecte importante. Este vorba de calitatea produselor noastre, este vorba de continuitatea produselor la raft și este vorba de tehnicile de promovare pe care le facem la Metro. Now 70% of Moldovan exports go to the European Union and we are the most reliable trading partner for Moldova now. This is possible because the European Union signed a deep and comprehensive free trade agreement with the Republic of Moldova, which is implemented under our association agreement. How can we make best use of this privileged partnership? European people, they want to have safe products. They want to know where the products are coming from. They also want to know that labor codes, labor standards are implemented at the place where the products are coming from. The European Union does not only allow access to the market, it also supports Moldovan companies, producers, small and medium-sized enterprises, farmers, to make benefit of these opportunities. But it's the authorities that have to provide access to justice, fair trials, access to legal aid, and also to have a competitive market that is fair. Pe parcursul anilor, ODIHM, în calitate de instituție națională de suport a întreprinderilor mici și mijlocii, a facilitat crearea de mii de companii. Astăzi, ODIHM are o gamă largă de servicii și produse de dezvoltare. Ne-am propus să facilităm cooperarea întreprinderilor mici din sectorul agroalimentar cu companiile mari și să promovăm aceste companii pe alte piețe. Considerăm că cu suportul OECD vom reuși să atingem rezultatul scontat. Food processing, it is a strategic sector for the Republic of Moldova. This is not only about employment, GDP and exports, even though all these are important as well. This is mostly about the people of Moldova's region. It is about our history, about our tradition, it is about our future.